Serviciul European de Acțiune Externă este o nouă instituție a Uniunii Europene, a cărei înființare a fost prevăzută prin Tratatul de la Lisabona. Serviciul, din anul 2011, asistă înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate comună în exercitarea mandatului său. Javier Solana a fost primul înalt reprezentant permanent. Actualul titular al poziției este Josep Borrell. Serviciul are sediul la Bruxelles, dar își urmărește politicile și prin intermediul a peste 130 de misiuni diplomatice ale Uniunii Europene din întreaga lume. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova face parte din această instituție. Scopul serviciului este să sporească eficiența și coerența politicii externe a Uniunii Europene, contribuind astfel la creșterea influenței Europei în lume. Totodată, instituția intervine în consolidarea păcii, prin sprijin politic, economic și practic, în garantarea securității în baza politicii de securitate și apărare comune, în menținerea bunelor relații cu țările vecine, prin politica europeană de vecinătate. La fel, oferă asistență pentru dezvoltare, ajutor umanitar și reacționează în situații de criză, dar se și implică în combaterea schimbărilor climatice și apărarea drepturilor omului.